Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, vă invit să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc un cuvânt care se găsește scris în Cartea Luca, capitolul 12, începând cu versetul 16. Cartea Luca, pagina în Biblie, 1005. Și el le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rudise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi string roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat și poate dacă fiecare dintre voi ați avea ocazie să treceți pe aici, aș fi curios să văd cu ce cuvinte începeți voi. Câteodată pentru noi ni se pare că spunem aceleași cuvinte. Însă eu vreau să vă spun, cu toată sinceritatea, cu toată dragostea, este un har deosebit că suntem în casa Domnului, că Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a dat viață, că ne revedem din nou, că Dumnezeu ne-a ajutat, că a mai adăugat o zi la zilele vieții noastre și Dumnezeu ne-a binecuvântat, lăudat să fie Domnul. Bine ar fi întotdeauna să și cugetăm, să avem în mintea noastră, în gândul nostru, totdeauna bunătatea lui Dumnezeu și eu cred din toată inima că Domnul privește mai întâi, și o să vorbesc seara aceasta câteva lucruri despre cuget, despre gând, Domnul privește mai întâi în cugetul nostru, mintea noastră, care e decizia finală care o iei tu sau care o iau eu în urma luptei, în urma bătăliei, în urma frământărilor, în urma ispitelor, pentru că este foarte interesant să înțelegem lucrul acesta că bătălia nu e câștigată de diavolul, când vine diavolul cu o ispită la mintea ta, la inima ta, de cele mai multe ori diavolul are tentația aceasta la noi să spună, deja te-ai uitat, deja te-ai gândit, de acum n-are niciun rost să mai lupți, că deja tu ești un om căzut, ești trântit la pământ. Dacă știi cuvântul lui Dumnezeu și ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și lești pe Duhul Sfânt să spună, nu ești biruit, nu ești căzut, aici se dă lupta și dacă tu ai biruit și dacă tu ai stat în picioare, de aici încolo vei vedea că Domnul îți aduce pace, îți aduce bucurie, că normal după ispită, după frământare, dacă ești înbiruitor, vine Domnul și ne binecuvintează. Ferice de cei care biruie ispita și rămâne în picioare, Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Întrebare din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Dacă ne-a rodit țarina, dacă țarina noastră a rodit înaintea lui Dumnezeu și dacă suntem recunoscători că Dumnezeu ne-a binecuvântat, putem desprinde câteva gânduri și din punct de vedere a lucrurilor firești, trecătoare, pământești, putem desprinde câteva gânduri și cu privire la suflet, însă în seara aceasta Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună că țarina noastră a rodit. Știți de ce o rodit și rodește țarina noastră? Noi suntem niște oameni bogați. Eu aș vrea să cred lucrul acesta că în inimile noastre, față de Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, suntem niște oameni bogați. E mare har să ai sănătate. Asta este o bogăție foarte mare. Dacă ai vedea un om care are boală de cancer și îi spune doctor că are puțin de trăit și are o grămadă de milioane, eu vreau să spun că omul ăla ți le dă toate milioanele ca să-i dai sănătate. Vreau să spun, dacă o familie este între a se dizbena, între a divorța și are o grămadă de milioane, vreau să spun un lucru foarte important în seara aceasta. Oamenii sunt dispuși să dea toate milioanele lor, numai ca familia să fie unită înapoi. E un har de la Domnul și o bogăție să fii sănătos între soț, soție, să ai sănătatea aceasta de pace, mă refer. Dumnezeu să fie lăudat, Dumnezeu să fie binecuvântat. Ce spuneți? Nu este o bogăție ca să ai gust la mâncare?
Sunt unii care au o grămadă de mâncare și o grămadă de bani și îi zbogați pe linia aceasta, dar n-au gust de mâncare, nu mai au poftă de mâncare. Ce ziceți? E foarte important, ce știu eu, mădularele noastre, trupul nostru, să fie sănătos din toate punctele de vedere. Sunt unii care au o grămadă de bani, dar n-au sănătate, picioarele mai pot mișca, mâinile mai pot mișca. În seara aceasta eu vreau să vă spun, Dumnezeu vă binecuvântat, Dumnezeu ne-a binecuvântat și ar trebui în seara aceasta să stăm cu recunoștință înaintea Domnului. Spunea unul dintre frați marți seară, dacă nu greșesc, că îi se pare că suntem prea posomorâți așa că venim la adunare sau nu știu dacă sunteți așa și acasă și la lucru și este adevărat că și lucru de peste săptămână, căldura, odată e frig și frații se posomorâți că e prea frig, odată e cald, frații se posomorâți că e prea cald și tot așa. Însă știți ce vreau să vă spun? Trebuie să ne luptăm întotdeauna, să demonstrăm, să dovedim că noi suntem într-adevăr niște oameni bogați, că suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem fiii lui Dumnezeu și fiii lui Dumnezeu au binecuvântare din partea lui Dumnezeu în toate aceste puncte de vedere. Ni se spunea din cuvântul lui Dumnezeu și în zilele acestea că viața frumoasă nu mai să ai toate lucrurile acestea, ci eu cred că este o bogăție sau una dintre bogățiile mari, poate nu o să fiți de acord, dar asta e cuvântul lui Dumnezeu, una din bogățiile mari care ni le dă Dumnezeu este și încercările, încercarea. Și încercarea poate să fie în toate aceste domenii. Poate să fie sănătatea, banii, ce știu eu, să vină vrăjmașul să caute să-ți ia pacea între tine, soție, sau între tine, frați, între părinți, între copii. Și tu acolo să rămâi zdrobit în inima ta, tu acolo să rămâi de neclintit din inima ta și să nu începi să cârtești, să nu începi să murmuri, să nu începi să spui unul așa altul sau să spui Domnului, Doamne, dar de ce toate lucrurile acestea? Cred că una din marile binecuvântări este, după ce suntem binecuvântați și ne-a binecuvântat Dumnezeu, să acceptăm ca Dumnezeu să ne pună la încercare, să ne ia din lucrurile acestea trecătoare sau chiar din sănătatea noastră. Omul acesta, parcă îl văd aici, deși așa începe cuvântul acesta și așa și se sfârșește, spune aici, și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om rodise mult. Și versetul 21 spune, tot așa este cu cel care își adună comori pentru el. Și ia Domnul așa la singular, parcă ia lucrurile, m-am pus întrebarea, unde-i soția la omul ăsta, unde-s copiii, e familist, nu-i familist? De ce omul acesta s-a gândit numai la el? De ce s-a gândit în felul acesta și nu a pus altfel problema? Sau de ce nu a venit înaintea lui Dumnezeu cu toate bunătățile lui, cu tot ce i-a dat Dumnezeu și să recunoască bunătatea lui Dumnezeu? Ia uitați, dacă vă uitați la versetul 17 în prima parte și spuneam că o să zăbovim câteva momente asupra lucrurilor acestea, și el se gândea în sine. I-a rodit țarina și el se gândea în sine. Poate să ai toate lucrurile acestea de care le-am amintit sau poți să nu le ai. Ceea ce este important și la ceea ce se uită Dumnezeu, Dumnezeu se uită ce gândim noi în sine. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu și mie îmi place atât de mult și îl citesc și îl recitesc. Dacă vă uitați în Genesa, la capitolul 4, după ce s-a adus jertfă, Cain și Abel au adus jertfă înaintea Domnului, jertfa lui Cain nu a fost primită, jertfa lui Abel a fost primită. În versetul 6, uitați ce spune. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâhnit și pentru ce ți s-a posomorât fața? Vrea Dumnezeu să spună mai mult decât noi privim cu ochii de carne, noi de cele mai multe ori evaluăm așa la fața omului, dar dăm greș de cele mai multe ori. Pentru că e posibil, ce știu eu, să ai o problemă, să ai o lipsă, să ai un necaz și tu mergi cu capul în jos, nu mai vezi pe sora, nu mai vezi pe fratele. Și cel care n-are probleme și n-are necazuri, de obicei, îi cu ochii un pic așa mai ascuțit. Imediat vede totul, știe totul, că oamenii care n-au probleme, n-au necazuri, își caută ei ceva de lucru. Și s-ar prea putea după aia în mintea ta să iei gândul acesta, auzi, fii atent, sora sau fratele nu m-a salutat, a trecut pe lângă mine și nu m-a băgat în seamă.
Însă vreau să vă spun, Domnul nu da greș, nu l-a judecat pe Cain la fața omului, la înfățișarea lui. Nu s-a uitat, Domnul, ia că ești tristă sau supărată. Că eu am văzut oameni care par așa la față un pic mai triști, dar au inimă extraordinar de bună. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar se întâmplă în dese rânduri să ai de face cu oameni din afară, dar și cu frați, cu surori. Nu te-ai cunoscut atât de bine. Însă poate ai o părtășie undeva la lucru sau ce știu, la un picnic sau în altă parte și începi așa să adâncești mai mult la fratele sau sora în gândirea lui, în felul lui de a vorbi, în părerile lui față de tine sau față de poporul lui Dumnezeu și într-adevăr zici, băi, fii atent cum mă gândeam eu și cum este el. Însă vreau să vă spun, Dumnezeu nu judeca la fața omului, nu l-a judecat pe bogat la fața omului, nu, ci Domnul s-a uitat la inima lui și a văzut că Cain s-a întristat pentru că jertfa lui nu a fost primită. Știi ce spune Domnul lui Cain? Dacă am înțeles eu seara aceasta, eu m-aș opri numai la gândul acesta. N-aș mai vorbi atât de mult, nu v-aș spune prea mult, că să așa sunteți că am obosit împreună cu mine și nu ador pe nimeni. Dacă am înțelege în seara aceasta gândul acesta, lucrul acesta, să fii foarte atent și foarte vegheator la cugetare, la gândire. De aici pleacă totul, pleacă și planul Dumnezeu cu privire la tine, pleacă și faptele tale cu privire la viața ta, la sufletul tău. De cele mai multe ori când noi ne uităm la unii la alții, vine câte o pedeapsă al lui Dumnezeu și spui, Domnule, dai frate, dai soră pocăită, e o familie pocăită, de ce o vine încercarea aceasta, necazul acesta peste ei? Domnule, parcă nu se merita, nu trebuia să treacă. Știi ce spune omului Dumnezeu la un moment dat, David, după ce a căzut în păcat, gândește altfel. Doamne, cercetează-mă. Uită-te la inima mea, uite la picioarele mele și vezi cam pe unde sunt îndreptate. Eu astăzi, acum și aici, spun că sunt băiat de treabă, sunt un om pocăit, sunt un familist convins, eu sunt aici. Dar ieri, săptămâna trecută, luna trecută, anul trecut, am avut multe scăpări și am avut multe slăbiciuni. Vreau să vin înaintea ta cu recunoștință și să spun că eu nu mă pot păstra curat, că eu nu pot birui singur. Eu vreau să spun, Doamne, că nu știu ziua de mâine, nu știu nici faptele care le pregătește și diavolul în fața pașilor mei, ca să calc pe ele și dacă le voi birui sau dacă nu le voi birui. Și David la un moment dat gândește atât de minunat, extraordinar de important lucrul acesta. Doamne, cercetează-mi căile mele și inima mea și vezi în pașii mei unde sunt îndreptați. Dacă sunt îndreptați înspre rău, te rog frumos, Doamne, acum nu mai am gândit, nu mai am cugetat, nu mai am poftit, n-am înfăptuit. Vine Iosua și îi spune lui Acan, fiule, după ce o trasă la sorți, a ieșit Acan și casa lui, fiule, dă slavă Domnului și spune ce ai făcut. Știi ce spune Acan? Primul lucru, unii au căzut, pasul primul înspre cădere, care a fost? Am văzut. Fiule, și ce mi-ai făcut? Păi am văzut, după ce am văzut, am poftit. Și omul care vede, aici se dă lupta foarte mare, vezi, acumulezi, aduni în mintea ta, în cugetul tău. Dacă nu ești vegheator, de aici pleacă planul Dumnezeu și de aici pleacă viața ta într-o parte sau în altă. Când tu începi să acumulezi gânduri de ură, de ceartă, când începi să acumulezi, ce știu eu, pofte, plăceri, bogățiile lumii aceștia în inima ta, că de aici omul pleacă. Omul întâi se îmbogățește în mintea lui și face imaginații, planuri mari, voi ziti, voi construi, voi cumpăra, voi și facem o grămadă de gânduri aici în mintea noastră, în inima noastră. Dacă le faci fără de Dumnezeu, vreau să spun, mai devreme sau mai târziu, va eșua. Dă slavă, fiule, spune ce ai făcut. Am văzut, am poftit și n-ai cum să nu mai iei. Că deja dacă ai făcut ăștia doi pași, spunea și înțeleptul Solomon în proverbe cu privire la cei care calcă pe strada curvei. Sunt ca boul care merge la măcelărie. Nu știu dacă aveți imaginea aceasta, la măcelărie n-am văzut, m-ai scăpat odată, eram copil mic, au scăpat două, trei vaci, le-au fugărit oameni, le-au prins și tot la măcelărie le-au dus. Dar animalele care sunt sortite pentru măcelărie, alea aia, nu mai se răzgândește omul să nu mai taie. Tot așa spunea înțeleptul Solomon, omul care o poftit, o privit, o acumulat în mintea lui, în inima lui, pofte, plăceri, ăla negreșit își va duce planul la îndeplinire. Și în seara aceasta vrea să ne spună Domnul, omul acesta s-a gândit în sine. Știi ce e important?
Eu cred că noi gândim, noi cugetăm, mai mult sau mai puțin. Sunt unii care imediat s-au pus în pat, dorm și din picioare, dorm și ziua, dorm și noaptea. Sunt unii care nu adorm așa de repede. Sunt unii care nu mănâncă așa de repede, nu vorbește așa de repede, gândește, cugetă și bine ar fi Dumnezeu să ne ajute să cugetăm, să cugetăm bine. Omul acesta o cugetat în sine. De aici a fost căderea lui fatală. O cugetat în sinea lui și și-a făcut planuri în sinea lui. Pun întrebarea cu bogăția care ne-a dat-o Dumnezeu, soția, soțul, copiii, ce gândim noi despre ei? Ce gândești despre soția ta, despre soțul tău, ce gândești tu despre copiii tăi? Că oricum, noi ne facem planuri. Să ne ferească Dumnezeu să ne facem planuri mai de astea, firești și pământești. Când o crește mare, îți vezi ce mașină iau, ce casă îi cumpăr eu. Foarte greșit. Nu greșit, foarte greșit. Ce gândești tu despre familia ta, despre copiii tăi? Ei cresc, acum unii aveți mai mici, alții aveți mai mari. Ce gândim noi și ce cugetăm noi? Omul acesta, din cuvânt, reiese că el nu s-o gândi la familia lui. El nu cugeta la familia lui și nu a avut treabă cu lucrul acesta. Dumnezeu ne-a dat o bogăție, ce facem noi? La ce ne gândim noi o zi întreagă? Oricum, noi lucrăm, v-am spus, stăm la masă, stăm de vorbă, câteodată pleacă mintea, când într-o parte, când în alta, poate unii nici nu aveți la adunare, e plecată deja de aici, ce știu, la somn, la mâncare, la una sau la alta. Ce gândim noi, ce cugetăm noi? Omului Dumnezeu spune în Romani, foarte important, la capitolul 12, spune în primul verset, spunea: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Însă nu se oprește aici. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. O, Doamne, greu, greu cuvânt. Spunea Cristi că mulți idoli sunt și nu numai că o spunea, dar asta este realitatea. Chipul veacului este mintea noastră, gândul nostru, se duce atâtea lucruri vedem, atâtea visuri ne facem, oricum visăm cu buzunarele goale, ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, începem să împrumutăm de la unii, de la alții, începe un chipul veacului ăsta și tot aici se dă bătălia mare, în mintea noastră, în inima noastră. Domnul vrea să ne spune prin Apostolul Pavel că nu e important numai să aduci trupul la adunare. Nu e important, și ni se spunea și marți seara, nu e important numai să facem anumite acțiuni. Ceea ce este important să le facem cu pasiune, să le facem din inimă, să le facem din dragoste pentru Dumnezeu. Să le facem cu mintea schimbată. Eu vreau să vă spun, s-ar prea putea să cădem într-o extremă sau alta, să facem un favor, un bine la unul sau la altul, orică așa ți-o căzut și îi faci, orică îi faci numai să scăpi de el sau una sau alta. Însă e foarte important dacă faci cu gândul bun că ești copilul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos ți-a schimbat mentalitatea, ți-a schimbat gândirea și tu ești un copil al lui Dumnezeu și faci lucrurile din dragoste pentru Dumnezeu. Ce important lucru spune aici omului Dumnezeu? Să nu vă potriviți chipului veacului acestui, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă și plăcută. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Uitați versetul 18 în prima parte a lui. Omul, după ce se gândește, începe să vorbească. Bine ar fi că totuși eu la omul ăsta găsesc multe lucruri bune. Până la un moment dat m-am gândit, în timp ce mă uitam la acest text, la acest cuvânt de seara aceasta, mă gândeam, domnule, Câți dintre noi nu alergăm, muncim, să agonisim, să strângem ceva, să avem ceva? Câți dintre noi, poate, ce știu eu, na? Au avut o mașinucă mică, au vândut-o, că i-au venit 2-3 copii, 5, 7, 10 și o luată una mai mare. Câți dintre noi nu ne gândim, au avut un salariu de 1.000-1.100 de euro sau mai mult sau mai puțin, i-au venit familia, au venit problemele, nu se gândește la un salariu de 2.000 sau de 5.000? Da, Doamne! Nu-i păcat să ai un salar mare.
Păcatul e dacă nu știi ce să faci cu banii. Asta e păcat. M-am gândit eu până la urmă, domnule, ce omul ăsta atât de greșit a fost, atât de rău a fost omul acesta, că cei mai mulți dintre noi ne găsim aici. Mintea jos, gândul jos, mai puțin cu adunarea, mai puțin cu rugăciunea, mai puțin cu cuvântul lui Dumnezeu, mai puțin cu rugăciunea, mai puțin cu stăruința, mai puțin cu dragostea de frați, mai puțin cu vizita, mai puțin cu bolnavii, cu văduva, cu orfanul, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu planul Dumnezeu care îl are cu noi, cu privire la poporul lui. M-am gândit, ce-a făcut omul acesta? El a gândit, după ce a gândit, începe omul să pui în practică ce a gândit. Și vreau să vă spun în seara aceasta, haideți să cugetăm, haideți să ne cercetăm înaintea Domnului, la ce ne gândim noi? La ce ne-am gândit? La ce cugetăm noi în perioada aceasta, până în ziua de astăzi, la ce am cugetat, la ce ne-am gândit? Știți ce am observat un lucru? Diavolul dă o luptă cu noi și caută să formeze în noi un caracter. Nu știu dacă mă puteți înțelege, caut să mă explic, nu sunt atât de explicit poate, dar diavolul îți aduce o luptă într-un mod deosebit și începe încet să te biruiască la un gând, la o privire, la o vorbă, la o judecată și el nu se mulțumește numai cu atât. Știi câte experiență, și la mine personal v-am mărturisit și vă spuneam, știi câte experiență am cu frați, cu surori bătrâne, frați, surori bătrâni sau tineri care au ajuns la gândul de sinucidere, diavolul a adus gândul de sinucidere și vine respectivul, am lupta asta, uite, diavolul mi-a adus gândul și a zis, nu-i de aici problema ta, nu-i de aici problema noastră. Problema noastră e mai de la început. Diavolul a avut un plan cu tine. Te-a biruit în mai multe lucruri de oarece te-a adus în starea aceasta, în starea aceasta, ca pe omul acesta, că Dumnezeu nu a mai avut niciun remediu pentru el. Știi ce vreau să vă spun? E foarte important să ne remediem din cugetările noastre, din gândirile noastre. Dacă nu ne remediem și dăm drumul, începe să dăm drumul la fapte, începe și Dumnezeu cu faptele Lui. Dumnezeu atât îmi place de mult și cred lucrul acesta. Domnul le spunea la ucenici să nu se îngrijească de mâncare, de haine, de toate lucrurile acestea. Pentru că El spunea, Domnul, El se îngrijește de toate aceste lucruri, că știi că aveți trebuință de ele. Pentru voi sau cât despre voi, spunea Domnul Iisus Hristos, până și perii din cap vă sunt numărați. Acum ce vreau să vă spun, dragi frați și surori? Să merită să stăm noi îngândurați, apăsați de vrăjmașul. Ce-o fi mâine? Ce-o fi luna viitoare? Mai avem ce să mâncăm? Mai avem ce să punem pe masă? Oare ce o să facem noi? Oare ce o să facă copiii noștri? Oare ce o să mă fac eu cu toate luptele astea, cu toate apăsările astea, cu toate frământările acestea? Și ce spun? Adu-le înaintea Domnului, așternutul picioarelor lui în seara aceasta, că Domnul vrea să-ți ia povară. Domnul vrea să-ți ridice povara ta, vrea să-ți facă într-adevăr un om care țarina ta să rodească foarte mult pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre. El a zis, o gândit și El a zis. De acum, haideți să trecem la fapt. Și Dumnezeu a trecut la fapt. Nu-i mai grav lucru pentru noi, ce știu eu, îți faci un plan, visezi la ceva, ce știu eu, la privirea asta care e numai în jos așa și dintr-o dată s-auzi o veste că vine ca un trăsnet peste tine bolnav de cutare lucru, vine Dumnezeu cu încercările lui, ce știu eu, spatele, picioarele, diferite probleme cu inima, diferite probleme și vrea Dumnezeu parcă să ne confrunte, să spună, auzi, eu toate astea le îngădui peste voi, pentru ca să vă opriți în loc. La un moment dat, ce știu eu, când vine o încercare peste noi, eu am observat lucrul acesta. Mai rar am stat la pat, mai rar, foarte rar. Însă am observat lucrul acesta, când ești bolnav și n-ai gust de mâncare, nu te mai poți ridica din pat, numai mintea la Domnul aleargă. Și imediat începi să spui, Domnule, unde am greșit oare? Oare care-i pașii mei care am făcut până ziua de astăzi? Oare cu cine sunt eu certat? Oare dacă mă ia Domnul acum, dacă plec acum, sunt eu pregătit? Sunt eu gata să plec? Citeam un alt cuvânt și seara aceasta chiar cugetam la lucrul acesta. Oare cum suntem noi? Ne gândim noi în fiecare clipă că Domnul trebuie să vină?
Mai zidim, mai construim, mai, ce știu, mai ne cumpărăm, ce știu eu, slujim familiei noastre, unde Dumnezeu ne-a așezat, însă mintea noastră să fie, dacă vine Domnul. Să te pui seara în pat să spui, dacă vine Domnul. Să te ridici dimineața din pat, să ieși până afară, să vezi, sunt toți pe acasă, mi-a luat Domnul și ai rămas numai tu. Să te gândești la lucrurile acestea, mintea ta ce rodește? Mintea mea ce rodește? Pentru că e foarte important, ce rodește mintea noastră, după aia vom mânca roadele, vom culege roadele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate și surori. Vă doresc din toată inima împreună cu mine, Dumnezeu să ne dea biruință, să biruim în mintea noastră, să biruim în Duhul nostru, că de aici pleacă bătăliile cele mai mari și pierderile de aici pleacă. Dacă nu biruiești în gândul tău, în cugetul tău, în mintea ta, vreau să spun, diavolul te va birui sau diavolul mă va birui. Vor ieși, nu-i de mirare că ies faptele după aia la suprafață. Vezi pe câte unii când nu vin la adunare și spunem noi, ia, s-o repara, s-o remedia. Dar după aia auze, s-o și bătut cu tare, sau i-o dat în cap cu tare, sau o curvit, sau s-o despărțit. Întrebarea care o pun eu, nu cumva de multă vreme mintea, țarina asta a minții, a inimii noastre, a început să rodească pentru diavolul. În seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu mine, să rodim pentru slava lui Dumnezeu, să ne dea Domnul putere să slujim cu scumpătate, să-i facem voia Lui în toate. Amin.